capitolul 7, de la versetul 12 până la versetul 16. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 7, citim de la versetul 12 la versetul 16. În Biblie este pagina 457. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo, zice Domnul. Amin. Amin. Ocupați, vă rog, loc. Da. Vrut în dimineața aceasta, pentru că suntem ca și biserică, suntem ca și națiune la un moment, într-un fel un moment de răscruce, un moment crucial pentru noi. Important să ne uităm ce are Domnul să ne spună nouă fiecăruia. De foarte multe ori noi vrem schimbare și totdeauna vrem schimbarea să înceapă cu alții, să înceapă de dincolo. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și Dumnezeu vrea schimbare, dar schimbarea să înceapă de aici, să înceapă cu mine, să înceapă din viața mea. Solomon a construit pentru Domnul o casă și era casa în care în mod special să fie prezența lui Dumnezeu, pentru că acolo era așezat chivotul, acolo erau aduse jertfele, acolo era centrul vieții de închinare a poporului și Solomon se roagă și cere Domnului binecuvântare asupra locului aceluia. Observați că Domnul spune ceva și îi spune: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Și observați ce spune Domnul după aceea. Spune: când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi trimite lăcustele să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu. Stai puțin. Domnul închide cerul, Domnul trimite lăcustele să mănânce țara, Domnul trimite ciuma în poporul lui. Așa spune Domnul. Eu nu pot spune altceva. De multe ori ne punem speranța în cei înălțați în dregătorii. Ne punem speranța că dacă câștigăm cu tare sau cu tare oficiu politic, vor fi lucrurile așa și așa. Domnul nu este interesat atât de prosperitatea noastră materială, cât este interesat de sfințenia noastră ca și popor al Lui. Și observați, atunci când poporul se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu îi mustră pentru ca să se întoarcă la El. Și închide cerul ca să nu fie ploaie. Și trimite lăcuste, trimite probleme economice, să lucrezi mult și să câștigi puțin. Și cât câștigi să pui într-o pungă spartă și la sfârșit de zi să n-ai nimic. Pentru că oamenii l-au lepădat pe Dumnezeu din cunoașterea lor. Trăim vremuri tare ciudate. Parcă în ultimii ani, cea mai mare preocupare a fost promovarea păcatului și promovarea unui mod de viață care este scârbos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și ne mirăm când Dumnezeu închide cerul și nu mai este ploaie, ne mirăm și ne supărăm când Dumnezeu face lucrul mâinilor noastre să fie degeaba,
lăcustele să-l mănânce, soluția nu e o soluție politică, ci soluția este o soluție spirituală. Pentru că spune Domnul, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta, voi vindeca țara. Dar întâi trebuie să fie o întoarcere din toată inima la Domnul. Ne uităm și spuneam cuiva, a doua zi după ce ne-am mutat în Charlotte, în urmă cu 28 de ani aproape, am mers cu mașina și mergeam pe Old Concord Road, cei care cunoașteți drumul, undeva din, aproape de intersecția cu Hickory Grove, și mergeam drept înainte. Din stânga, dintr-o parcare, a ieșit o mașină de poștă, a intrat în fața mea și a făcut dreapta 20 de metri mai încolo și mi-a tăiat calea. Am călcat frâna cât am putut de tare și tot am lovit-o. Și asta e impresia pe care o am acum. Încercăm să călcăm frâna cât putem de tare să oprim răul și tot alunecăm și ne lovim. Și răspunsul lui Dumnezeu este, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, întâi de toate se va smeri. Fiecare dintre candidați ne spune cât de grozav va fi și ce lucru grozav va face. Și soluția spune, poporul trebuie să se smerească. Să te smerești înseamnă să recunoști că Dumnezeu este Dumnezeu. Că nu suntem noi Dumnezeu, că nu sunt un candidat sau altul. Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu și noi trebuie să ne smerim înaintea Lui. Dacă poporul meu se va smeri înaintea mea, se va ruga. Blaga spunea, rugăciunea e o capitulare. Rugăciune înseamnă să recunoști de fapt că tu nu mai poți și că depinzi de Dumnezeu. Noi ne rugăm puțin și superficial când credem că noi controlăm lucrurile. Așa-i? Mă uit la mine, nu trebuie să mă uit la dumneavoastră. Când ne dăm seama că nu noi controlăm lucrurile, că depindem de Dumnezeu, atunci ne rugăm fierbinte și ne rugăm intens. Și Domnul spune, poporul întâi de toate trebuie să se smerească, să recunoască că Domnul este Dumnezeu. Al doilea lucru, să se roage, să capituleze înaintea lui Dumnezeu, să înceteze, să-și mai rezolve problemele pe căi omenești, să depindă de Domnul. Al treilea lucru, va căuta fața mea. Caută neprihănirea lui Dumnezeu. Psalmistul spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Când poporul va căuta fața mea, spune Domnul, când nu ne vom uita la ce fac oamenii, ci vom dori părtășia cu Dumnezeu. Vedeți, când Isaia a stat înaintea Domnului în templu, reacția lui a fost, vai de mine, pentru că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei l-au văzut pe împăratul, pe Domnul. Și atunci, când a văzut fața Domnului, își vede nevrednicia și vede nevoia lui de Domnul. Dragii mei, avem nevoie să căutăm fața Domnului mai mult decât orice. Să ascultăm impulsul acesta pe care ne-l dă inima când spune caută fața Domnului și fața ta, Doamne, o caut. Avem nevoie să căutăm când stai în prezența Domnului pentru că El este sfânt. Sfințenia aceea a Lui te obligă pe tine la dedicare, la a trăi pentru El, la a trăi în sfințenie, la a trăi în curăție. Să nu trăim cum trăiește lumea, ci să trăim cum ne vrea Domnul, căutând fața Lui. Și al patrulea lucru pe care îl spune, când poporul se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, și nu doar atât, ci se va abate de la căile lui rele. Asta e pocăința. Să te întorci de la calea rea pe care ai umblat. Să recunoști că Domnul ți-a pus o oprire acolo și spune, întoarce-te. De atâtea ori Domnul vorbește poporului său și zice, de ce vreți să muriți? De ce mergeți pe o cale care duce la pieire? Întoarceți-vă.
Și Domnul spune, când poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va abate de la căile lui rele, se va întoarce de la căile lui rele, atunci îl voi asculta din ceruri, atunci îi voi ierta păcatul, atunci voi tămădui țara. Haideți, dragii mei, când ne apropiem de masa Domnului astăzi, să ne apropiem în atitudinea aceasta de smerenie, recunoaștere că Domnul este Dumnezeu. Să ne apropiem în atitudine de rugăciune, de capitulare înaintea Lui și spunem, Doamne, nu pe căile pe care vrem noi, ci așa cum vrei Tu, voia Ta să se facă. Să ne apropiem de Domnul căutând fața Lui, dorind să-L vedem pe El în toată frumusețea Lui și să-L vedem pe El în măreția Lui. Și să ne apropiem de El întorcându-ne de la căile noastre. Și atunci Domnul revarsă binecuvântarea. Vrem să ne apropiem de masa Domnului. Nu într-un ritual, nu într-un obicei, nu în ceva ce facem în fiecare primă duminică din lună și a venit iarăși prima duminică și facem lucrul acesta. Ci vreau să ne apropiem în smerenie, în rugăciune, în căutarea feței Domnului în sfințenie și în pocăință. Așa să ne apropiem de masa Domnului. Și atunci, apropierea de masa Lui este binecuvântare și viață. Spune Apostolul Pavel un cuvânt care e tulburător, pentru că spune el, dacă ia cineva trupul Domnului și sângele Lui în chip nevrednic, se face vinovat de moartea Domnului. Să iei masa Domnului în chip nevrednic înseamnă să iei ușuratic. Să o iei fără să te cercetezi pe tine însuți, fără să fi venit în smerenie și în rugăciune și în sfințenie și în pocăință înaintea Domnului. Și Domnul ne spune, nu fă ceva din obicei, ci vino într-o pocăință autentică și atunci revărs binecuvântarea asupra voastră. Haideți să ne apropiem așa de masa Domnului în dimineața aceasta, știind că El este prezent aici și în mod suprem vrea să fim în părtășie cu El acum și această părtășie să continue și în veșnicie. Și ajută-ne, Doamne, cu atitudinea aceasta să ne apropiem de Tine. Amin. Amin.